Până nu uit. Până nu uit. Pentru că am mai uit. Da, da. Nu vreau să încep. Până nu, două vorbe, dar foarte importante. Probabil că ați remarcat prezența acestui instrument nu de foarte mult timp. În opinia mea, faptul că aici s-a achiziționat un instrument înseamnă enorm. Enorm, pentru că locul acesta nu este al unei instituții profesioniste, dar aici se organizează, grație domnului Vasile Agop, dar a întregii familii, nu numai a dumnealui, deci meritele sunt împărțite, așa, și doamna Geta, și Armand, și Diana, și Corneluș, toți sunt părtași la ceea ce se întâmplă. Și eu mă refer aici la ceea ce se întâmplă cultural. Deci sunt instituții profesioniste, puteți lăsa să ne aducă camera, care nu reușesc să închege, nu reușesc să aducă oamenii cu atâta plăcere și să creeze adevărate evenimente culturale. Iar eu am proprietatea termenilor foarte bine definită. În momentul în care oamenii vin aici, se simt, cred, vă spun ce simt eu, ca într-o familie. Aici s-a creat un nucleu care adună din necunoscuți, din diverse minorități sau, mă rog, sau majorități, nu contează, deci asta este ultimul lucru care trebuia spus, într-o stare de emoție și într-o stare de prietenie și de dorință de a reveni. Motiv pentru care, cu foarte multă convingere și sinceritate, felicit întreaga familia Bob și ceea ce fac nu numai pentru comunitatea armenească, nu numai pentru acest sediu, că frumos spune, el trebuie oferit și pus în valoare către comunitate, și așa este, dar mai cu seamă acum, pentru că e de dată recentă, pentru acest instrument, la cumpărarea căruia a fost părtaș un mare muzician armean. Și acest muzician este Harit Avidian, care a recomandat instrumentul, deoarece are și el un asemenea instrument. A fost o alegere foarte bună și faptul că aici se poate face muzică alături de poezie, de teatru, de film și de vernisajele care se fac și de lansările de carte, este cuprins tot spectrul a ceea ce noi știm că trebuie să fie toate ingredientele ca produsul să fie binecuvântat. Așadar, încă o dată felicitări. Vă bucur și eu câteva minute, sper, și după aceea...